Coco, ați pierdut astăzi cu Igiu și nu ai jucat pentru că ai fost suspendat. Crezi că lipsa ta s-a simțit așa de mult? Experiența ta? Nu. Am luat fază de gol mai periculoasă. Am ratat prima repriză. Putea să ne dea 12 metri refuzate. Păcat, s-a întrerupt un șir de victorie. Crezi că doar prestația arbitrului Florin Potor a decis acest meci? Echipă bună, eu cel puțin egal era echitabil, păcat. Am vorbit înainte și cu capitanul vostru de echipă, cu Vlad Rancea, și spunea că voi mergeți în continuare să câștigați fiecare meci. Normal, n-am avut nicio pretenție, rezultatele ne-au împins, sperăm că câștigăm mai ajut. Să înțeleg că ești mulțumit de parcursul echipei din Teiuș în primele 11 etape? Da. Cu puține sincope, cu victoria la Blaj, eram cu tot altfel. Păcat. Bine, îți mulțumesc și succes în continuare. Mersi.